Dumnezeule, care prin luminarea Duhului Sfânt ai învățat inimile credincioșilor Tăi, dă-ne, Te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Sfântă Fecioară Marie, Maica Bisericii! Ca să cunoaștem ordinea în care se va desfășura catecheza după cântarea de început, și mă bucur că ați ales o strofă în cinstea Duhului Sfânt, completată cu rugăciunea mea. Avem nevoie de Duhul Sfânt. El este acela care face ca biserica să fie vie peste veacuri și așa va fi până la sfârșitul lumii. După această invocare a Duhului Sfânt, vom asculta un text din Sfânta Scriptură și apoi catecheza propriu-zisă. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, părinții noștri au fost cu toții sub nor și toți au trecut prin mare și toți întru Moise au fost botezați în nor și în mare. Toți au mâncat aceeași hrană spirituală și toți au băut aceeași băutură spirituală, pentru că ei beau din piatra spirituală care îi urma, iar piatra era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei nu au fost pe placul lui Dumnezeu, de aceea au pierit în pustiu. De fapt, acestea au devenit pentru noi exemple, ca să nu dorim cele rele, așa cum au dorit ei. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să fie un exemplu și au fost scrise ca învățătură pentru noi, așa încât cel care crede că se ține pe picioare să aibă grijă să nu cadă. Încă nu va încerca vreo ispită care să depășească măsura omenească. Dumnezeu este credincios. El nu va permite să fiți ispitiți peste ceea ce puteți. Însă, odată cu ispita, vă va da și o ieșire ca să o puteți îndura. Tocmai de aceea, iubiții mei, fugiți de idolatrie. Vă vorbesc ca unor oameni înțelepți. Judecați voi înșivă ceea ce vă spun. Potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm, nu este oare împărtășire cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este oare împărtășire cu trupul lui Hristos? Pentru că este o singură pâine, noi, cei mulți, suntem un singur trup, căci toți ne împărtășim din aceeași unică pâine, cuvântul Domnului. Voi face mai întâi o scurtă introducere, după care voi intra în miezul acestei prime catecheze, care va cuprinde trei puncte. Primul, Dumnezeu este de partea noastră. Și aici voi face referire la lectura care s-a citit acum și pe care nu am ales-o întâmplător, o să vedeți îndată. În al doilea rând, sau al doilea punct, Iisus Hristos, speranța noastră. Și voi face referire la partea a doua din scrisoarea pastorală care v-a fost pusă la dispoziție tuturor și în toată dieceza. Iar în al treilea rând, să reîncepem de la Hristos. Aici voi scoate în evidență câteva lucruri tot din scrisoarea pastorală și voi face referință în special la Sfânta Liturghie, referință la participarea la Sfânta Liturghie, care este esențială pentru noi
nu numai în postul mare, dar în toată viața noastră creștină, motiv pentru care am și stabilit în primul an al slujirii mele episcopale să vorbim, să medităm despre jertfa Sfintei Liturghii. Fraților prea iubiți, idealul de purificare și de convertire al postului mare este de fapt acela care ne-a adunat aici, împreună. Suntem chiar la începutul acestui timp sfânt și vă mărturisesc faptul că am venit cu bucurie la Bacău, cu gândul de a împărtăși cu dumneavoastră această dorință puternică de a ne apropia de Hristos, pentru că în centrul atenției noastre totdeauna va fi Hristos. De a ne apropia de Hristos, a privi la Hristos cu încredere și a sorbi învățătura Lui. Chiar de la prima cateheză din acest timp de post, vă propun să ne apropiem de Iisus Hristos, să-i contemplăm chipul Său și să-i simțim prezența în mijlocul nostru. Chiar sublinez acest lucru. Și încercați de multe ori să faceți această experiență, să simt prezența lui Iisus în mijlocul meu, în mijlocul nostru. El este și rămâne întotdeauna calea, adevărul și viața. Este adevărul, sau să luăm calea noastră, în aceste timpuri atât de încercate, cu această boală care, sau această pandemie care pare să nu mai aibă sfârșit. Va avea sfârșit, cu siguranță. Dar Iisus este calea noastră. El este adevărul care ne întărește în aceste momente de încercare, ne întărește în credință și ne eliberează de cel rău și de orice teamă. La El mergem pentru a ne adăpa ca la izvorul vieții adevărate, calea, adevărul și viața noastră. Încep seria aceasta de 6 cateheze în timpul sfânt al postului mare, aici, la Bacău, cu dorința de a redescoperi chipul lui Hristos în noi, în fiecare persoană pe care o întâlnim în aceste vremuri marcate încă de grele încercări. E foarte important să-L descoperim pe Hristos în semenii noștri și atunci viața ne va fi altfel. Primul punct al acestei cateheze, Dumnezeu este de partea noastră. Și aici fac referință la textul din Sfânta Scriptură, scrisoarea Sfântului Paul către Corinteni, lectură pe care ați auzit-o puțin mai înainte. Și am ales-o pentru că în cuvintele Apostolului Paul, adresate odinioară corintenilor, dar și nouă în această seară aici la Bacău, avem un exemplu, avem o învățătură, avem o mărturie. Este un text scurt care creionează și ne prezintă frumusețea chipului lui Iisus Hristos. Frumusețea chipului Său în viața celor care și-au pus speranța în Dumnezeu. Și vă invit să ne îndreptăm mai întâi atenția asupra acestui text care ne conduce cu mintea mult, mult în urmă. Ne prezintă evenimente de la ieșirea poporului ales din robia Egiptului și din timpul peregrinării poporului prin pustiu, când a ieșit din Egipt și 40 de ani a străbătut pustiul până a ajuns în țara făgăduită. Și apostolul face referință la aceste momente din viața poporului ales al lui Dumnezeu și sublinează așa: toți au mâncat aceeași hrană spirituală
și toți au băut aceeași băutură spirituală, pentru că ei beau din piatra spirituală care îl urma, iar piatra era Hristos. Pentru că Vechiul Testament îl pregătește pe cel nou. Vechiul Testament vorbește în diferite feluri, forme, despre Hristos care va veni în Noul Testament. Și continuă Apostolul Paul evocând drumul greu, foarte greu al pustiului pe care l-au străbătut evreii cu multele, foarte multele încercări pe care le-au avut în cei 40 de ani. Vedeți, 40 de ani, timpul peregrinării prin pustiu, 40 de zile cât Iisus a făcut post înainte de a începe viața publică, 40 de zile cât durează postul mare, este un număr cu simbolismul său, prezent de mai multe ori în Biblie, 40. Dar vedeți, 40 de ani poporul a trecut prin duritatea aceasta a pustiului. Nu i-a fost ușor. Ce ușor își pierde omul speranța atunci când necazurile vin și parcă nu mai pleacă. Speranța lui Israel după Țara Sfântă, ei aveau mereu, asta i-a animat pe ei. Vom ajunge în Țara Sfântă, în Țara Făgăduită. Speranța poporului după Țara Sfântă a fost așa de puternică încât l-a ajutat pe popor să treacă peste toate greutățile pe care le-a întâmpinat în cei 40 de ani. După cum trebuie să fie aceea speranță care să ne ajute pe noi să trecem peste această pandemie, peste toate greutățile, că sunt foarte multe, privind mereu la ținta finală, că nimic nu are loc întâmplător pe fața pământului. Știm că timpul de purificare și de convertire a poporului a durat 40 de ani. Când se apropiau de cortul sfânt, cortul sfânt era locul prezenței lui Dumnezeu. Ei erau pelerini prin pustiu și cortul era cum este biserica astăzi, numai că biserica asta nu o putem duce cu noi. Cortul îl desfăceau și mergeau mai departe, 40 de ani. Locul prezenței lui Dumnezeu. Moise, atunci când intra în cortul sfânt, își acoperea fața, iar poporul postea și se ruga. Cortul sfânt devenise locul întâlnirii poporului cu Dumnezeu. În acel loc reaprindeau flacăra credinței și a speranței, cum o reaprindem noi când venim în acest cort sfânt care este biserica, unde ne adunăm și aici căpătăm forță, curaj de a merge mai departe. O flacără de care aveau atât de mare nevoie în fiecare zi poporul ales al lui Dumnezeu. Notează Sfânta Carte că în Arca Alianței, care se afla în cortul sfânt, cum este tabernacolul la noi în biserică, așa era, să fac o asemănare, Arca Sfântă în cortul Alianței. Și notează Cartea Sfântă că în Arca Alianței, din cortul sfânt, se păstrau câteva lucruri care să le amintească mereu de intervenția lui Dumnezeu în viața lor. Toiagul lui Moise, cel cu care el a lovit apele Mării Roșii și vom auzi în noaptea de Paște această citire sfântă, și cele două table ale legii de pe muntele Sinai, cu cele 10 porunci. Aceste semne erau ca o mărturie a intervenției providențiale a lui Dumnezeu și ca o aducere aminte a alianței încheiate de Dumnezeu cu poporul său în pustiu. Timpul trăit în pustiu a fost un pelerinaj care a durat o viață de om, 40 de ani, aproape o viață de om. Toți au lăsat în pustiu idolii luați din Egipt și obișnuințele de altă dată, dobândite în anii sclaviei. A fost un timp de purificare pentru ei.
S-au purificat prin multe încercări, prin multe suferințe. Au învățat să-L cunoască pe Dumnezeu și să-I recunoască prezența mântuitoare în mijlocul lor. Și Sfântul Paul evocă această învățătură 2500 de ani mai târziu, când a scris această lectură Corintenilor. Evocă aceste fapte petrecute cu poporul ales al lui Dumnezeu. O cunoștea foarte bine situația aceasta Sfântul Paul. O avea zugrăvită nu numai înaintea ochilor minții, cât mai ales în rugăciunile și celebrările sfinte ale sărbătorii Paștelui. Pentru că evreii au ținut din an în an la această sărbătoare a Paștelui, cum ținem noi la sărbătoarea Paștelui și vedeți că ne pregătim an de an ca să nu uităm faptele minunate pe care Dumnezeu le-a înfăptuit cu noi oamenii. Și Sfântul Paul păstra cu grijă această învățătură în inima lui și a și consemnat-o în scris și nouă ne este de folos. După convertirea sa, că știm cine a fost Sfântul Paul, Saul, prigonitorul creștinilor, după convertirea sa pe drumul Damascului, Paul avea să înțeleagă foarte bine ceea ce ne-a transmis în lectura din această seară. Anume, citesc doar o propoziție, cel care crede că se ține pe picioare să aibă grijă să nu cadă, pentru că el știa că omul este slab, toți suntem slabi, cădem așa de ușor. Știa foarte bine ce a scris. El însuși îi persecutase pe creștini și îi aruncase în închisoare pentru credința lor în Hristos. Devenit apoi el însuși discipol al lui Hristos, după convertire, avea să recunoască ce? Bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu, care nu a permis ca el să fie încercat peste măsura omenească, de aceea și scrie, și v-am și spus și la predica de la liturghie, un motiv care ne dă nouă curaj și putere în încercările vieții, în purtarea crucii, că Dumnezeu nu încearcă pe nimeni mai mult decât poate omul fiecare ca să ducă. Acele cruce devin insuportabile pe care noi le creăm, dar cele pe care Dumnezeu le pune pe umerii noștri sunt suportabile, că El nu ne încearcă mai mult decât putem noi duce. Și ne învață așa de frumos Sfântul Paul aici. Credința și speranța l-au asigurat că Dumnezeu nu permite ca să fim încercat peste puterile noastre. Dumnezeu ne însoțește cu harul Său în fiecare clipă, ne vine în întâmpinare mereu și ne întărește în zilele de încercare. Acest lucru a voit Sfântul Paul să ne-l spună prin lectura pe care am ascultat-o puțin mai înainte. Acum trec la punctul al doilea. Iisus Hristos, speranța noastră. Am spus, Vechiul Testament îl pregătește pe cel nou. Toate cele din Vechiul Testament erau orientate spre Hristos din Noul Testament. Și aici vreau să fac referire la partea a doua din scrisoarea pastorală pe care ați primit-o aproape fiecare. Aceasta este încrederea mea pe care am transmis-o tuturor credincioșilor din dieceza de Iași în scrisoarea aceasta pastorală de anul trecut, 25 noiembrie 2020. Speranța noastră este în Iisus Hristos. Așa subliniat Părintele Decan la începutul liturghiei din această seară. În mijlocul încercărilor, în mijlocul fricii, nesiguranței, dezorientărilor noastre pe care acest virus le-a semnat, le-a adus în viețile noastre, să mergem toți împreună. Dând cei mai buni în noi, putem să ne susținem unii pe alții și să deschidem drumuri de speranță. N-avem voie să capitulăm în fața acestor dificultăți. Speranța trebuie să ne susțină ca să mergem mai departe. Păstori și credincioși, trebuie să mergem împreună.
Chiar la începutul scrisorii am exprimat acest gând spunând: a merge împreună înseamnă a ne simți toți în aceeași barcă. Cum suntem aici în aceeași biserică, să ne închipuim, toți suntem în aceeași barcă pe drumul vieții noastre. Desigur, aceasta este barca bisericii, iar aici, pe aceste meleaguri, este biserica noastră locală, dieceza de Iași. Toți suntem în această barcă. Să nu uităm acest lucru, să realizăm acest lucru, să ne gândim deseori la acest lucru. Să vâslim împreună în aceeași direcție, știind că suntem parte din marea familie a lui Dumnezeu, copii ai aceluiași tată și frați între noi. Putem spune că pustiul de odinioară din viața poporului ales sau din comunitatea creștinilor din Corint, cărora le scria Sfântul Paul, este atât de prezent și astăzi, acest pustiu de odinioară. Și nu este vorba aici doar de o evocare, este ceva real. Timpul lunilor de izolare încă nu a trecut. Vrem să treacă, vrem să revenim, cum spunem noi, la viața normală, dar a lăsat și continuă să lase dezorientare și atâta nesiguranță, atâta teamă, atâta vulnerabilitate. Am ajuns să ne adresăm întrebările esențiale ale vieții. Am ajuns să prețuim în această stare de pandemie, am ajuns să prețuim valoarea mai mult, valoarea vieții, mai mult ca altădată. Am ajuns să medităm asupra scopului nostru pe pământ, pentru ce trăim. Iată ce vulnerabil suntem. Un prăpădit de virus, nu putem să-i facem față, o lume întreagă. Ne dăm seama de slăbiciunea noastră, de micimea noastră, de vulnerabilitatea noastră și să recunoaștem atotputernicia lui Dumnezeu. El singur este acela care conduce națiunile, destinele popoarelor, dar trebuie să recunoaștem toți supremația Lui. Și starea de pandemie poate i-a ajutat pe mulți ca să înțeleagă acest adevăr. Desigur, pandemia este și rămâne un rău în sine, nu-l vrem. Și spun aceste cuvinte cu multă durere în suflet. Totodată doresc să subliniez din nou la această cateheză că necazul abătut asupra noastră poate fi văzut nu numai negativ, să vedem și latura pozitivă, să-l vedem ca o șansă de a ne întoarce la fundamentele credinței noastre creștine, să vedem ca o șansă de a încerca să construim împreună o lume mai bună, o lume mai dreaptă, mai caritabilă. Nu ne putem întoarce la ceea ce a fost ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu putem. Trebuie să ne pregătim să mergem înainte. Acum este șansa noastră de a reflecta mai mult și de a ne schimba. Chiar în aceste zile, la începutul postului mare fiind, să trezim și să alimentăm credința în sufletele noastre, încrederea, speranța noastră în Dumnezeu. Dumnezeu este mare, Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este atotputernic, Dumnezeu este fidel. Mâna sa puternică este asupra noastră și ne dăruiește harul său să recunoaștem acest lucru și să-i ajutăm și pe alții să recunoască. Că de multe ori ne credem noi tari și mari, noi învârtim, noi facem, noi conducem, noi dirijăm soarta lumii acestea. Nu, El. Și cu umilință trebuie să recunoaștem: Doamne, suntem mici, Tu ești mare. Chiar în aceste zile, așadar, de post, să alimentăm această credință, această speranță în sufletele noastre. Răsună în aceste zile îndemnul la convertire, timpul postului mare.
convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Să avem ochii deschiși și urechile deschise pentru a auzi acest îndemn care răsună mereu prin biserică. Când suntem pregătiți pentru a asculta, atunci simțim și necesitatea de a ne lăsa transformați de cuvântul lui Dumnezeu și de iubirea lui Hristos. Înțelegem că pășim împreună pe calea vieții, dar asistați de harul Duhului Sfânt. De aceea l-am invocat și îl invocăm mereu în rugăciunile noastre, în activitățile noastre. Și permiteți-mi să reiau câteva cuvinte doar din scrisoarea pastorală, spuneam eu așa. Așadar, suntem chemați să ne lăsăm vindecați de Hristos pentru a putea vindeca, să sperăm în iubirea lui Hristos pentru a putea deschide drumuri de speranță pentru alții. Acest lucru îl vom putea face doar mergând la Hristos Iisus, speranța noastră, așa cum citim în prima scrisoare a Sfântului Paul către Timotei. El, Hristos, este izvorul care alimentează speranța noastră, El este ținta speranței noastre. Și în sfârșit, al treilea punct, să reîncepem de la Hristos. Iar mergem la Hristos. Idei preluate din scrisoarea pastorală cu referire la participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Esența, inima vieții noastre creștine, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Pentru că aici îl întâlnim pe Hristos. Și ați auzit, Sfântul Paul face referință în textul său la această frângere a pâinii și la vinul din potir, sângele lui Hristos. Cu mare încredere doresc să mărturisesc aici, la Bacău, că fundamentul speranței noastre nu se află în ceva, ci în cineva, o persoană concretă, Dumnezeu care s-a făcut om pentru mântuirea noastră, adică Iisus Hristos. A reporni de la Hristos înseamnă a-L întâlni pe Hristos cu adevărat. El este viața cea adevărată. Înseamnă a ne lăsa vindecați de iubirea Lui. La începutul întâlnirii din seara aceasta, Sfântul Paul ne-a încredințat, mă refer la lectură, mărturia Lui, care e foarte prețioasă pentru noi, să privim cu atenție încă o dată la învățătura transmisă de apostol. Ce observăm, dacă am fost atenți la lectura ei? Să privim cu atenție. Paul dă mărturie în acest fragment despre tezaurul primit de la apostoli, transmis cu pietate și fidelitate timp de 2000 de ani. Acest tezaur a ajuns la noi și ne-a fost încredințat. Se află unde? În pâinea care este trupul lui Hristos, în sângele devenit sângele, în vinul devenit sângele lui Hristos la Sfânta Liturghie, în Sfânta Împărtășanie, că atunci când ne împărtășim sacramental, ne hrănim cu trupul și sângele său. La el face referință Sfântul Paul, dând această minunată mărturie. Participarea la Sfânta Liturghie și Împărtășanie, din aceeași unică pâine eucaristică, ne-au chemat aici, în jurul altarului, ca un singur trup. Noi formăm, de fapt, trupul lui Hristos, adică biserica. Asta e biserica, e construcția bisericii. Când vorbim de biserică și o scriem cu majusculă, să ne gândim la toți cei botezați. Noi toți formăm biserica. Formăm un singur trup și avem un cap unic, care este El, Hristos, Cel care ne se oferă ca hrană la fiecare sfântă liturghie. Nu mai este nevoie să menționez faptul că tocmai participarea la Sfânta Liturghie și împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos ne-au lipsit cel mai mult
în lunile de pandemie, vă aduceți aminte, făceam liturghie cu biserica goală, la ea spuneam, și a fost o inspirație frumoasă, lumânări aprinse, ați văzut în transmisiile noastre, pentru a aminti că biserica goală parcă n-are niciun farmec și parcă ne trebuia nouă, preoților care făceam sau vorbeam eu, ori preoții la Iași, preoții aici la Bacău, vorbești la bănci. Trebuia să ne închipuim, să ne imaginăm pe credincioși, să-i mulțumim lui Dumnezeu că acum putem veni și sperăm să meargă tot mai spre bine, ca să ne simțim ca biserică venind aici, în casa lui Dumnezeu, ca o adevărată familie a copiilor săi. Să revenim cu speranță înaintea Domnului aici, în jurul Sfântului Altar, în comunitatea noastră. Acesta este locul sfânt prin excelență, locul în care celebrăm misterele credinței și aducem înaintea lui Dumnezeu rugăciunile și jertfa vieții noastre, unită cu jertfa lui Hristos de pe altar. Ieri, în Miercurea Cenușii, am primit semnul pocăinței, cenușa, pe capetele noastre, așa cum am lăsat noi, după cum cer condițiile actuale. Dar am primit-o pe capetele noastre. Anul trecut n-am putut-o face, din cauza condițiile erau mult mai dure. Am început astfel cu multă încredere și plin de speranță timpul sfânt al postului mare. Am pășit pe calea postului, a rugăciunii și a convertirii, convinși că avem nevoie să mergem pe urmele lui Hristos, lăsându-ne conduși de El. Acum, la începutul timpului de post, doresc să vă împărtășesc această convingere din toată inima. Să fim convinși că nu există nicio situație, eveniment sau experiență în care Hristos Domnul, speranța noastră, să nu fie prezent și să nu ne ofere ajutorul Său. Viața noastră creștină nu putem concepe fără Hristos, în centru, mereu în centru. Cred că a reporni de la Hristos înseamnă a-L urma pe El, chiar și atunci când acest lucru nu ne este prea comod, sau chiar dacă ne costă. Înseamnă, de exemplu, numai purtând măștile, este o jertfă, ne costă. Dar am venit să fim aici, alături de Iisus, în casa Lui, să ne simțim ca frații, că realizăm biserica. Înseamnă a ne poziționa mereu, atenție, un lucru important, a ne poziționa mereu în spatele Lui Hristos, nu în fața Lui. Pentru că nu Hristos vine după noi. Noi trebuie să mergem după El, purtând cu răbdare crucea vieții noastre. Înseamnă a ne pune toată încrederea în El și a-L mărturisi în mod convingător. Nu atât prin cuvinte, cât mai ales prin faptele vieții noastre. Și doresc să închei această primă cateheză cu un îndemn din scrisoarea pastorală, unde am scris așa: Hristos este speranța noastră și spre El suntem chemați să privim, mai ales în aceste timpuri de grea încercare. Spre El să privim și de la El să repornim. Așa să ne ajute Dumnezeu. Urmează acum câteva momente de tăcere, de liniște, pe un fond muzical.
preasfințite, dragi credincioși, cred că această temă a speranței este o temă foarte importantă pentru viața noastră și fiecare dintre noi am avut momente în care am trăit această experiență a speranței sau a fricii în fața evenimentelor vieții. De aceea vă invit acum pe dumneavoastră care doriți să dați o mărturie de speranță, pentru că toți ne regăsim în aceste mărturii pentru a ne întări în această convingere că numai Dumnezeu, Iisus, este speranța noastră. Cineva? Poftiți. Preasfințite, Preacucernice Părinte Decan, Preacucernice Părinți, dragi frați în Hristos, știm cu toții că fiecare om deține o carte unică, personală, numită Cartea Vieții. Fiecare scrie acolo, în carte, momentele din viața lui. Vă invit să răsfoiți această carte și veți descoperi că în fiecare capitol, poate chiar fiecare pagină conține cuvântul speranță. Pentru intervenția mea, am răsfoit și eu ultimul capitol. Și rezumatul are următorul titlu. Speranța, speranțe, mărturie. Există în popor expresia speranța moare ultima. În ultimul an, cuvintele speranță, sper, au fost pe buzele tuturor. Cuvinte ce au izvorât din străfundul sufletului. Mulți au sperat ca persoanele dragi să mai rămână printre ei și să obțină cuvântul minune în fapte, făcându-și loc din nou în vocabularul oamenilor acest minunat cuvânt, minune. De la cei mici la cei mari, cei vârstnici, s-a auzit acest cuvânt, minune. Eu, ca și cadru didactic, profesor de religie, diriginte al adolescenților și al părinților la clasa 7, pot mărturisi că nu a existat oră online în care să nu se exprime speranța de a ieși din această anomalie creată de pandemie. Când a început semestrul al doilea, am fost surprinsă de elevii clasei întâi care, văzându-mă în cabinet, au exclamat: Doamna, sunteți reală! Sinceră să fiu, nu m-am așteptat la această constatare din partea unor copii de 7-8 ani. Au sperat că vor veni din nou în cabinet, în sala de clasă, pentru a face ora, deoarece s-au săturat de online. O speranță spre normalitate, exprimată de cei mici. Ca și creștini, tot în această perioadă, am experimentat speranța ca virtute, speranță specifică creștinilor, încurajându-i pe cei care au rămas fără servici, că nimic nu este străin lui Dumnezeu, că El a făcut să iasă apă din stâncă. Da, dintre cei apropiați s-au îmbolnăvit persoane dragi care s-au întors în casa Tatălui Ceresc și am implorat speranța că tot ce a promis Dumnezeu celor care împlinesc voința sa preasfântă se va împlini. Cele două săptămâni în spital, fără vizite ale mamei mele, au fost un coșmar. Ideea că va muri fără mormântare creștină mă făcea să implor îndurarea lui Dumnezeu că nu se va întâmpla așa ceva. Nu a murit. Iar după 4 luni este încă între noi, bucurându-se de sacramente în fiecare vinere întâi. Ca mamă,
Speranța unită cu rugăciunea m-a ajutat să-mi vizitez copiii în pandemie, nepoții. Să-mi aștept copilul să se întoarcă cu bine de peste ocean. Să accept că trebuie să stea în carantină, fără să o văd îndeaproape și fără să o îmbrățișez. Tot speranța este cea care și astăzi mă susține că fiul meu, acolo între străini, își împlinește vocația. Trebuie să mărturisesc că uneori îmi vine să spun stop, ajunge, am obosit, nu mai pot, dar sper cu tărie că fiecare clipă a vieții mele este o rugăciune, o credință vie, manifestată și susținută de iubire față de cei pe care mi-a încredințat Dumnezeu și pot spune, ție, Doamne, îți mulțumesc pentru tot și pentru toate. Vă mulțumesc! Excelență, preacucernice părinte decan, preacucernici părinți, ieri când mi s-a cerut să scriu câteva rânduri pe tema Hristos, speranța noastră, mi-a venit în minte, printre altele, scena Sfintei Familii în templul din Ierusalim. Și asta pentru că unde pot fi cultivate mai rodnic aceste trei virtuți teologale precum credința, speranța și dragostea decât în familie. Fac acum o paralelă între exemplul pe care l-a oferit Preasfințitul cu regele Venceslau și pajul care a mers pe urmele Sfântului. Am încercat să merg și eu pe urmele părinților mei, pentru că am provenit dintr-o familie cu 10 copii, 12 persoane stăteam la masă. Mergând pe urmele părinților mei, ne-a binecuvântat Dumnezeu cu mai mulți copii și n-a fost ușor. N-a fost ușor, dar întotdeauna când a fost greu, ridicam ochii și speram. Cât adâncă credință și împlinirea speranței pentru bătrânul Simeon, care mulțumește lui Dumnezeu pentru darul mult așteptat și împlinit. Câtă credință ar trebui să ne trezească nouă creștinilor de astăzi, luarea minte despre speranța în Cel care ne-a spus, nu vă temeți, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați. În decursul istoriei, mulți au fost cei care l-au combătut pe Iisus. L-au combătut, dar au fost atrași de farmecul lui. Au vrut să-l distrugă, dar au fost chinuiți de teamă lăuntrică. Teamă care pentru unii s-a transformat în convertire miraculoasă. Marele gânditor Blaise Pascal scrie că omul este un rege care trăiește în nostalgia împărăției pierdute. Oh, noi creștini putem regăsi această împărăție a lui Dumnezeu, dar nu vom reuși singuri, va trebui să-L implorăm pentru împărăția pe care o câștigăm prin Hristos. Pentru asta însă trebuie să ne ridicăm, să ne ridicăm în acest timp sfânt al postului mare, de la cruce la învierea lui Hristos, pentru că numai prin El avem mântuirea. Mai valabilă ca oricând întrebarea lui Petru, la cine să mergem, Doamne? La cine? Tu, Iisuse, spus ai odată, de-i careva singur, eu sunt cu El, urnește piatra și acolo mă vei găsi, zgârie lemnul și acolo voi fi.
Unde te vom găsi, Iisuse, în zilele noastre? Da, în cei săraci, în marginalizați, abandonați, înfometați, deznădăjduiți, în spitalele lumii, în cei loviți de crunta pandemie. Dar pentru a te găsi, e nevoie de a te căuta cu iubirea cu care te-ai dăruit. Rugăm-te, Iisuse, noi care ne silim să trăim cu tine, dar suntem departe. Rugăm-te să te întorci spre a ne întări speranța în tine, că în aceste vremuri grele de încercare nu ne rămâne decât nădejdea întoarcerii tale spre noi. Iar noi te așteptăm. Aceasta e speranța noastră și te vom aștepta zi de zi, în ciuda netrebniciei și neputinței noastre. Toată iubirea, speranța o vom stoarce din inimile noastre și le vom închina ție, ție, ție care ai fost răstignit pentru iubirea ce ne-ai purtat, ție care acum reverși asupra noastră strășnicia cotropitoarei tale iubiri. Ție, Iisuse, speranța noastră, mântuirea noastră, închei cuvântul meu iarăși cu un exemplu pe care ne l-a dat Preasfințitul, că martirii ne-au fost cele mai minunate exemple, pentru că provin dintr-o parohie unde bisericuța a fost sfințită de episcopul martir Anton Durcovici, cu riscul de a vă pune la încercare răbdarea, am să rostesc câteva gânduri ale unui martir care a urcat și el calvarul în închisoarea din Sighet. E noapte și ninge domol, sunt, Doamne, scrisori de la tine, mesaje de pace, și ninge pe sufletul gol, pe temnițe pline, pe umbre uitate ce nu mai au nume, ce în chinul și foame și ger se sting cu suspine, cu raza speranței în tine. Din albul covor, spune martirul, prin gratice suflete smult mi-a intrat șovăitorul un fulg. Pe palmă-l contemplu tăcut, plângând, aș vrea să-l sărut. Mi-e scump fulgul că-i de la tine din cer și nu se topește pe palma de gheață cristalul de floare trimis pentru mine. O, prin bare de fier timid să aștern pe viață, speranțe mai ning pe destine, să aștern confidențe curate și aduc mângâiere din liniștea slăvilor spinte și ning pe vieți sfârșiate nădejde de înviere ce-n suflet aduc, speranțe și har de la Domnul. Un ordin în noapte și lampa se stinge și pașii cu lanțuri apun pe țară noapte, pe temniță ninge și nu ne rămâne decât gândul la cer și raza speranței în tine. Preasfințite, cucernici părinți, dragi frați și surori în Hristos, dacă Dumnezeu permite o încercare în viața noastră, are motivul său. Poate că este mai greu de înțeles pe moment, dar timpul va arăta că totul are un scop și că Domnul are modul său de a mângâia
în cele mai grele momente și de a le transforma în bucurie. Îmi aduc aminte că o prietenă m-a întrebat la începutul pandemiei și dacă se vor închide bisericile, ce vom face, cum vom trăi fără Iisus, fără Sfânta Liturghie și fără Sfintele Sacramente. Mântuitorul a arătat că nu va părăsi bărcuța care este lovită de ape tulburi, învolburate, care năvălesc din toate părțile. Această perioadă m-a făcut să privesc cu mai multă încredere și speranță în Domnul că totul va fi bine, că El este și rămâne în noi, cu noi, în orice situație. În acest timp al izolării s-a împlinit un an de când mama mea s-a întors în casa tatălui. Nu știam cum o să fac, dar pot spune că Mântuitorul a găsit o alinare. Pentru participarea la Sfânta Liturghie, am trimis linkul de conectare rudelor și prietenilor și ne-am conectat pentru rugăciune din toate locurile unde se afla fiecare. Și acesta a fost un moment de mângâiere din partea lui Dumnezeu. În acele momente, spuneam eu, dar spuneau și alții, mulțumim Domnului că cel puțin putem participa de acasă, că avem preoți care ne dau hrană potrivită, că ne vin în ajutor, că ne sprijină, că ne arată și ne îndrumă spre luminița de la capătul tunelului, că suntem fii ai lui Dumnezeu, că nu suntem singuri, că nu trebuie să ne temem de un mâine, indiferent care ar fi el. Într-un film, la un moment dat, o soră a spus aceste cuvinte: dacă Dumnezeu îți închide ușa, îți lasă deschisă o fereastră. E adevărat, Domnul a fost cu noi în tot acest timp. A fost perioada în care Bunul Dumnezeu s-a folosit de unii dintre copii pentru a veni în ajutorul altora care erau în suferință, trăind astfel porunca iubirii. Pot da mărturie de bucuria din timpul Săptămânii Sfinte de anul trecut, când cu un grup de voluntari, împărțiți doi câte doi, am dus un mesaj de speranță celor care aveau mai mare nevoie. Fiecare a conștientizat că dacă îți lași inima deschisă, dacă lași pe Dumnezeu să locuiască în ea, nu ai cum să nu fii fericit, să nu te umpli de speranță și apoi să o dai celuilalt, că nu ai cum să-L iubești pe Domnul, iar pe aproapele nu, că trebuie să Îl căutăm pe Iisus în celălalt. În acele momente am simțit, dar și acum simt, mai mult ca oricând, că nu sunt singură, că fac parte dintr-o familie mare numită Biserica. Aceasta mi este alături, îmi oferă siguranța că este cineva care mă iubește și că mă cheamă să dăruiesc din ceea ce primesc, să fiu rază de credință, speranță și dragoste în El, ca lumea, văzându-mi faptele, să se apropie cât mai mult de El, de Domnul, și să-L iubească cât mai mult. Vă mulțumesc! Da, Sfințite! Preacucernici părinți, dragi credincioși, Hristos este speranța noastră, iar aceasta am putut să o trăiesc pe propria mea viață, ca lucrător sanitar. Boala și suferința ne arată nouă ce înseamnă într-adevăr să ai speranță, atunci când totul în jur se pare că se năruie. Speranța ne arată tuturor că destinul nostru este viața și nu moartea. Speranța este una dintre cele trei virtuți teologale, un dar pe care Dumnezeu îl face fiecăruia dintre noi pentru a fi asemenea Lui, fiindcă noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne-a creat liberi și ne-a dat posibilitatea să alegem binele sau răul, deci asemănarea noastră cu Tatăl Ceresc constă în efortul nostru de a fi buni, cinstiți, răbdători, semne ale speranței în lume. Credința, speranța și iubirea merg împreună în viața noastră, iar acest lucru am putut să-l constat și în activitatea mea din spital. Nu putem să spunem că avem credință dacă nu sperăm, cum de altfel nu putem să spunem că sperăm fără a avea iubire. Nu putem să avem iubire fără credință. Într-adevăr, speranța nu este doar un optimism simplu de genul totul va fi bine, dar înseamnă a crede că viața și istoria noastră se află în mâinile lui Dumnezeu, care depășește raționamentele, statisticile și calculele noastre pur umane. Citat din Împreună pe calea speranței. Din experiența mea ca lucrător sanitar la patul bolnavului, am putut vedea cât de importantă este credința, dar mai ales speranța în viața pacientului, cât și în cea a celui care slujește. Lucrând 13 ani în secția de oncologie, am văzut multă suferință, multă disperare și uneori deznădejde, dar ceea ce m-a marcat profund a fost indiferența multora din jurul bolnavilor. Erau lipsiți de empatie, de inimă. Ce am observat în toți acești ani lângă patul de suferință este că bolnavii cu speranță în Hristos reușesc să treacă mai ușor prin durere și își acceptă starea lor de bolnavi. Sunt liniștiți pentru că își dau seama că nu sunt singuri, că totul se află în mâinile Tatălui. Alții, în schimb, luptă din greu și se împotrivesc suferinței, dar blândețea, iubirea și grija față de ei reușesc de fiecare dată să aprindă acea flacără a speranței atât de necesară vieților în acele momente dificile. Pentru mine, în fiecare zi este diferită și nouă în preajma lor. Fiind pe un drum de creștere spirituală, am învățat să-L văd pe Iisus în Cel ce suferă, să-L slujesc și mai ales să-L iubesc în ei. Este adevărat că au fost și momente grele, când nu am reușit să fac tot ce aș fi putut face pentru ei. Dar de fiecare dată când vedeam pe fețele lor pacea și liniștea, simțeam că sunt iubită de ei. Simțeam îngherea lui Hristos. Hristos este speranța mea și a noastră, pentru că El a biruit moartea și suferința și ne-a făcut să nu ne mai temem de nimic. Acum, la încheierea acestor momente de meditație, de cateheză, suntem și noi mulțumiți că episcopul nostru a fost în locul nostru și ne-a îndumnat pe calea aceasta a speranței noastre creștine. Se spune că Iulius Cezar trecea cu barca peste un râu mare, pe timp de furtună. Barcagiul și-a pierdut speranța salvării. Cezar i-a spus, atât timp cât Cezar este în barcă, să nu ai teamă. Noi creștinii suntem mereu pe valurile furioase ale acestei lumi. Și dacă uneori ne cuprinde frica, lipsa speranței, Iisus ne spune, iată, eu sunt cu voi, nu vă temeți. Sfântul Apostol Paul le scrie romanilor, Dumnezeul speranței să vă umple de toată bucuria și pacea în credință prin puterea Duhului Sfânt. Avem nevoie de speranță pentru a trăi și avem nevoie de Duhul Sfânt pentru a spera. Avem nevoie de speranță în drumul nostru spiritual, atunci când cădem mereu în aceleași păcate. Speranța ne mântuiește, ne dă forță de a reîncepe mereu de la capăt, chiar dacă din slăbiciune cădem. Avem nevoie de speranță în acest timp de încercare
și speranța este rodul Duhului Sfânt. Alexandru cel Mare, mergând la război, a împărțit soldaților săi toate bijuteriile sale. Un ofițer, văzând toate acestea, i-a spus uimit: O rege, ce-ți mai rămâne? Speranța, a răspuns Alexandru cel Mare. Excelența voastră, vă mulțumim pentru această cateheză despre Hristos, speranța noastră. Vă asigurăm de rugăciunea noastră și rugăm pe Duhul Sfânt că acolo unde veți merge și veți predica și cateheza, să purtați speranța pentru ca toți creștinii să meargă pe drumul speranței. Oricâte încercări se vor abate peste noi și vom fi întrebați ce-ți mai rămâne, cu toată convingerea să răspunem: speranța. Vă mulțumim tuturor! Înainte de binecuvântare finală, vom urmări rugăciunea psalmului, care este un psalm de speranță. După această rugăciune, voi încheia eu foarte scurt și, cum spuneam, cu binecuvântarea finală. Așa că rog frumos! Doamne, când strig către Tine, răspunde! Dumnezeul dreptății mele, din strâmtoare m-ai scos în larg, ai milă de mine și ascultă-mi rugăciunea. Fii ai oamenilor, până când veți disprețui gloria mea, până când veți iubi deșertăciunea și veți căuta minciuna. Să știți că Dumnezeu face minuni pentru cel credincios. Când strigă către El, Domnul mă aude. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Meditați acestea în inimile voastre, în așternuturile voastre și fiți liniștiți. Aduceți jertfe de dreptate și încrețiți-vă în Domnul. Mulți spun: cine ne va arăta ce este bine? Fă să răsară peste noi, Doamne, lumina feței Tale. Tu pui mai multă bucurie în inima mea decât au ei atunci când li se înmulțește grâul și vinul. Eu mă culc în pace și adorm îndată, căci numai Tu, Doamne, mă faci să locuiesc în siguranță. Sigur, împreună trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această seară frumoasă din punct de vedere spiritual, pentru tot darul Său, că ne-a adunat în număr mare la biserică și că ne-a învățat prin glasul meu, a părintelui Isidor, a persoanelor care au luat cuvântul. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această seară, la prima cateheză pe care am ales să o fac aici, la Bacău. Sigur, îi mulțumim părintelui decan și parul pentru organizarea acestei prime cateheze și tuturor celor care s-au implicat, persoanelor care au avut curajul ca să ia cuvântul, să dea mărturie despre această virtute teologala speranței. Dumnezeu, Hristos, este speranța noastră. Am venit, din nou vă spun, cu bucurie la Bacău, aici, în acest centru, am putea spune, al catolicismului nostru, romano-catolici, din dieceza de Iași, fiind cea mai mare comunitate catolică, și vă mulțumesc pentru această prezență la biserică, mulțumim celor care ne-au urmărit prin Ercis Media și mulțumim pentru transmisie.
De asemenea, tuturor celor care au fost alături de noi, să ne fie de folos această cateheză și să reținem bine că El și numai El, Hristos, este speranța noastră. Vă împart acum binecuvântarea lui Dumnezeu și cu ea ne reîntoarcem la casele noastre, continuând timpul sfânt al postului pe care l-am început ieri, ca apoi să ajungem să celebrăm în bucurie Marea Sărbătoare a Învierii Domnului. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului! Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Sfânta Liturghie și Cateheza s-au încheiat, mergeți și trăiți în pace! Amin.